Salut, sunt Dan Moldovan și încep o serie de filme de review-uri la anumite produse pe care eu le-am cumpărat în trecut, le-am folosit o perioadă și acum sunt în stare să vă spun mult mai multe despre ele. La majoritatea produselor pe care le-am cumpărat, eu le-am făcut la data achiziției o despachetare și un filmuleț, mai bun sau mai rău, în care vă explicam cam ce avantaje și ce dezavantaje are un produs. Dar era așa o părere la prima vedere, la prima utilizare, nici de cum, după un anumit timp, după o lună sau după o jumătate de an sau chiar un an de la folosire. Și încep această serie de filme cu această aerotermă. Este o aerotermă autocolorat, care în mod normal ar fi trebuit să fie capabilă să-ți dezaburească geamul, parbrizul la mașină, să-ți dezghețe parbrizul sau să-ți încălzească mașina. Eu am luat-o cu intenția să încălzesc ca un auto din spate al copilului, pentru că mașina e mică, e Ford Fiesta și dacă o lași câteva minute cu motorul pornit, imediat se încălzește. Deci nu ai, să zicem, probleme dacă ești adult. Dacă ești copil, clar că nu poți să pui copilul când e minus 10-20 de grade în scaunel, că, mă rog, risc să sărăcească. Și atunci asta era intenția mea, să o iau în primul rând pentru încălzirea scaunului. Deci am lăsat așa în scaun și am bătea căldura pe scaun. Deci aeroterma asta părea foarte bună, are aici un suport care îți permitea să-l pui pe bord. Norocul meu a fost că nu am găurit bordul, pentru că am tot căutat undeva un loc unde să o pun în bord să-mi dezaburez parbrizul sau să-l dezgheț. Dar mă deranja cablul ăsta lung care nu știam pe unde să-l duc să nu mă încurce, să nu arate și urât. Și am zis, lasă că mai caut eu soluții, dar prima dată aștept să văd cum funcționează în general așa, la încălzit scaunul și mașina. Ea are și o funcție de ventilație, dacă n-ai sinuzită sau polit, poți să-ți faci vânt în mașină vara cu ea. Eu am cumpărat aeroterma asta pe la final de octombrie și chiar atunci nu prea era frig suficient cât să-mi dau seama cât e de puternică. Și pe măsură ce s-a răcit-o mai tare vremea, am folosit-o tot mai mult. Adică am folosit-o 2, 3, 4, 5 minute, cam atâta. Aduceam mașina în fața la ușă, porneam ventilatorul, lăsam pe 1 sau pe 2, dădeam drumul să dezghez parbrizul, nu era el nu știu cum de înghețat, pentru că dacă mașina nu stă afară, nu îngheață așa tare, și puneam aeroterma în spate pe scaunul la copil. După vreo 3-4, poate chiar 5 minute câteodată, depinde cât era de frig, mă întorceam cu copilul, puneam la aerotermă, opream, mă rog, deschideam poarta și plecam. Noi am simțit și ne-am dat seama că de la prima utilizare că se cam încălzește cablul ăsta de alimentare. Mă gândeam, mă, cine știe, poate bricheta mea de la mașină nu e destul de bună, habar n-am, în fine. S-a făcut tot mai frig, a venit decembrie, mă rog, între sărbători nu prea am umblat noi cu mașina așa de dimineață încă să fie frig și să fie necesar să o folosești mai mult timp, dar în ianuarie când a început grădinița deja era foarte frig și am lăsat-o să funcționeze câteva minute bune. Nu știu ce are, ori ea e stricată, ori bricheta mea nu mai dă curent de la mașină. După vreo câteva zile, am impresia chiar în prima săptămână, m-am trezit că nu mai funcționează. Am sunat la magazin și le-am spus care e problema, că nu mai funcționează. Nicio problemă, o trimiteți la noi, dacă nu e în regulă, o schimbăm și vă trimitem alta. Dar zic, hai totuși să mă apuc să o verific la o altă mașină, la cineva, să văd dacă funcționează. Și cum n-am avut o mașină pe lângă mine, pe la vecin, la ora aia, soția avea suficiente colegi și doi șoferi la serviciu unde să putea testa. Și numai bine că primul care i-a venit în cale dimineața a fost șoferul, a verificat la el la mașină și și-a dat seama că sigur, siguranța asta nu-i de treabă. Și au înlocuit siguranța și a mers. Cât a mai mers? Probabil că a mai mers încă vreo o săptămână bună, hai să zicem 10 zile, că n-a mai mers deloc. Iarăși eu între timp am cumpărat siguranțe, să-i dau omului siguranța înapoi. Am desfăcut-o de data asta să văd ce are, dacă tot mă chinuie într-una.
Și cred eu că problema este că în cutiuța asta unde stă siguranța, habar n-am cum îi spune că nu sunt electrician, era să ajungă electrician, dar asta e o altă poveste. Mecanismul e prea apropiat și probabil că din cauza asta se încălzește și se ar siguranțele așa de repede. I-am schimbat niturile cu șuruburi, că avea niște nituri de aluminiu și am mai mers încă tot așa o săptămână, 10 zile. În fine, după aceea m-am trezit că într-o zi când o scot din brichetă, iese cablul din siguranță, din cutia de siguranță. Era rupt, ars tot. Plus, am observat că a început să se topească destul de bine partea asta de cablu, aproape de siguranță și din momentul ăsta nu mai era de utilizat absolut deloc, pentru că puteai să-ți dai foc la scaun, acum poate chiar la mașină nu dădeai foc, noi nu lăsam mult să funcționeze, v-am spus vreo 5 minute și, mă rog, era riscant și n-avea niciun sens să o mai trimit înapoi să-mi dea alta, că tot modelul ăsta îmi dădea, care nu era capabil să dezaburească geamul, care era, până la urmă, tot așa periculos și funcționa vreo 2 luni. Acum, ce să vă spun eu, ce concluzie să trag? Iarna nu-i ca vara, asta este. Și mai tremur și iarna de frig. Eu am văzut și alte tipuri de aeroterme și mai mari. Pentru dezgheți la parbriz, eu am încercat, am mai turnat deasupra pe parbriz afară un antigel. Îl tot, îl lași ușor să curgă și cu o cârpă dai jos zăpadă, chiciura ce este pe parbriz, în timp ce merge motorul și instalația de dezgheț de la mașină. Și hai să zicem că în 3 minute și poți să pleci cu mașina că ai vizibilitate prin parbriz. Deci cam asta a fost peripeția cu aeroterma asta auto. Eu nu vă recomand să cumpărați un model așa mic ca ăsta. Există multe alte modele. Dacă cumva aveți o aerotermă auto care ați folosit-o de mulți ani și funcționează și bună, în descrierea acestui film puteți liniști să treceți denumirea și cum ați cumpărat-o, ca să afle și alții cum v-ați descurcat iarna cu ea. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit încă o dată să subscrieți la canalul meu de YouTube.